întrebări care ne așteaptă în întrebări și răspunsuri. Deci prima vine de partea lui Valentin Borodachi și întrebarea dânsului este: se spune că pandemia va continua vreo 15 ani. Cum vedeți populația Pământului și de asemenea jurnalismul sau de asemenea și libertatea mediei în 15 ani? Deci eu chiar sper că pandemia nu va dura 15 ani, deoarece se pare că un vaccin urmează să fie lansat pe piața medicală, dar cred eu că poate că Anastasia, Caterina, sunteți jurnaliști, poate că ați putea voi să ne spuneți. Deci Anastasia, sunteți prima și după care e Caterina. Un scenariu foarte pesimist. Într-o direcție ceva mai optimistă în scurt timp și să găsim o soluție. Dar ce s-a întâmplat în Republica Moldova de la începerea acestei pandemii e că am învățat cu toții să ne adaptăm. S-au adaptat și jurnaliștii, s-au adaptat și organizațiile neguvernamentale, jurnaliștii au învățat să-și, sau mai bine zis, managerii de presă au învățat să-și protejeze reporterii atunci când îi trimit pe teren și să știe că securitatea lor este una importantă, pentru că un reporter bun este o valoare pentru o redacție, mai ales în aceste circunstanțe în Republica Moldova. Așa că ne adaptăm, ne-am adaptat, continuăm să învățăm lecții pe care ni le-a oferit această criză. Thank you. And then vă mulțumesc. Și Caterina, gândurile dumneavoastră cu privire la această întrebare din perspectiva unui jurnalist? În primele luni ale pandemiei noi eram chiar frustrați de toate, de restricții, de mediul în care eram, cum lumea reacționa cu privire la problemele ce țin de pandemie, cum jurnaliștii refuzau să raporteze. Deci, într-adevăr, erau foarte multe probleme. Pe când acum, deci, nu ne-am întors la viața dinaintea pandemiei, dar acum aș spune eu că avem propriile noastre reguli care ne permit să facem reportaje cât de bine putem pe parcursul acestor timpuri ale pandemiei. Și un lucru care am dorit să-l adaug ca un impact pozitiv al pandemiei asupra jurnalismului în Ucraina este că până la urma urmei, foarte multe mass media independente din Ucraina a reușit să stabilească o conexiune mai strânsă, mai apropiată cu audiențelor. De exemplu, noi am lăsat un model de abonament de membru, de asemenea și o pagină de patronare, unde încercăm să comunicăm cu audiența. Am avut parte de succes, deoarece vedem că a devenit chiar și mai important pentru audiență să susțină mass media independentă, care poate să ne ofere informație crucială și independentă. Deci, cred eu că această tendință va rămâne în următorii ani, odată cu continuarea pandemiei. Vă mulțumesc!
al mass media. În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor și la fel să recunosc susținătorii noștri principali care au făcut acest eveniment posibil pentru ei din USAID, UKAID, Fondul Marshall și Friedrich Norman Stiftung.